Alături de noi este Andrei Pintilie, fost antrenor CSM Câmpia Turzii, dar nu despre asta vrem să discutăm. Este un sportiv de calitate care, iată, și el a răspuns prezent la solicitarea organizatorilor. Andrei, două, trei cuvinte despre acest turneu. Da, am răspuns cu mare drag invitație de a participa la acest turneu, The All Boys, pentru prietenul meu drag Dorin Gogu, cum îl știm, trece printr-un moment foarte dificil, dar ne rugăm lui Dumnezeu să se dea putere să treacă cu bine peste această problemă, pentru că numai el ne poate ajuta și în el trebuie să avem credință că totul va fi bine. În rest, noi suntem aici să ajutăm, să-i dăm putere, să-i dăm speranțe, să un sfat bun. Și în rest, Doamne ajută să fie bine pe mai departe. Cum ai simțit meciurile din teren? Da, frumos. Adevărul că n-am mai jucat pe teren mare de foarte mult timp, împreună cu niște fotbaliști foarte consacrați. A fost ok, a fost bine, ne-a plăcut, am râs, am glumit și am făcut și un pic de mișcare. Și ne-am întâlnit, bineînțeles, că cu perioada asta de pandemie ne-am întâlnit mai rar. Îți mulțumim foarte mult, succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc la fel, Doamne ajută! Shooting stars above the city lights.